După ce au încheiat prima parte a campionatului cu o victorie categorică în fața grupării CSS Craiova, scor 35-8, junioarele de la LPS Slatina, antrenate de Victor Tăbuleanu, se pregătesc de primul turneu de sală. Antrenorul slatinan consideră că acesta este un turneu important nu prin prisma rezultatelor, ci a jocurilor, având astfel ocazia să ruleze întreg lotul. Din punct de vedere al rezultatelor, nu cred că se pune problema ca noi să nu mergem în faza următoare, faza superioară, aceea turneului semifinal, dar până acolo mai este destul și să sperăm că jucătoarea care am legitimat-o săptămâna trecută va avea posibilitatea să joace mai mult, să se integreze mai bine în echipă și să sperăm în primul rând că nu o să am accidentări. După cele 7 etape disputate, LPS Slatina ocupă locul 2 în clasamentul seriei cu 12 puncte acumulate, aflându-se la un punct în spatele liderului Energetic Râmnicu Vâlcea. Este o evoluție normală, spun eu, poate mai puțin jocul de la Junioare 2 cu Energetic, când din păcate noi am pierdut jocul respectiv. Dar asta pe fondul unor ratări, spun eu, multe ale noastre și faptului că n-a reușit să băgăm mingea în poartă din situații clare. În rest, pot să spun că a fost destul de bine. Ne-am prezentat, spun eu, în condiții onorabile, dar cred că nu am atins forma sportivă necesară. Chiar eu n-am urmărit să prindem o formă sportivă maximală în această perioadă de campionat, pentru că mai avem mult până la turneul semifinal și noi cred că acolo trebuie să accelerăm puțin cu pregătirea și să prindem forma sportivă. Turneul de sală se va disputa de joi până duminică. LPS Slatina are meciuri programate cu CSS Caracal, HCM Craiova și LPS Târgu Jiu.